Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi vreau să pregătesc faguri. Pentru faguri aveți nevoie de 6 ouă întregi, 90 de ml de ulei, 180 de grame de zahăr, 150 de ml de lapte, 330 de grame de făină și 10 grame de praf de copt. Iar pentru crema aveți nevoie de 1 litru de lapte, 200 de grame de unt, 3 linguri de cacao, 8 linguri de făină, 8 linguri de zahăr și 200 de grame de nucă măcinată. Pentru început voi începe cu crema. Într-un bol voi turna un pic de lapte rece, voi adăuga zahărul, cele 8 linguri de făină și cacao. Omogenizez totul, iar restul de lapte rece îl voi pune la fiert. Laptele a început să fiarbă, voi adăuga crema. Și o voi lăsa până se îngroașe pe foc. Am luat crema de pe foc, uitați cât de groasă este. Cât este fierbinte, voi începe să încorporez untul intercalat cu nuca măcinată și amestec. Untul trebuie să fie la temperatura camerei. Mai adaug o bucată nucă și continui până termin totul. Uitați cât de groasă este crema. Voi adăuga un pic de esență de rom. Voi puteți adăuga ce aromă doriți. O voi da la rece, cât să se întărească. Într-un bol mai încăpător am adăugat ouăle întregi și cu zahărul le voi bate până se spumează. Voi adăuga și un pic de esență de lămâie, uleiul și laptele. Am amestecat făina cu praful de copt. Și încep să adaug și câte o lingură și amestec. Am încălzit o formă electrică, am pus compoziția într-un coș și voi forma fagurile. Dar cea mai bună formă este cea pe aragaz. Dacă vi se pare că compoziția este prea moale, mai adăugați 2-3 linguri de făină. Crema este gata, a stat peste noapte la frigider. Dacă vi se pare că este prea subțire, mai adăugați un pic de nucă sau un pic de biscuite măcinat. Voi umple fagurile acum cu ea. Cam așa. Fagurile sunt gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!